Primarul Comunei Pui, Victor Stoica, este de părere că birocrația îngreunează implementarea unor proiecte la nivelul comunității. Un proiect important pentru copiii din comună este construirea unei grădinițe cu program prelungit, care este începută din anul 2019, însă din cauza constructorului de la acea vreme, lucrările au fost oprite. Acum edilul speră ca până la finalul acestui an proiectul să fie finalizat. Mari, suntem, cred că, singurii care mai facem administrație la ora actuală. Ne blocăm în hârtii și în dosare și în tot felul de lucruri care nu ar trebui să mai fie în secolul 21. Sunt tot felul de fonduri, sunt tot felul de oportunități. Dar, cum zicea cineva, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și aici, ca să accesezi fonduri, să faci un proiect, am mai zis-o și de alte dăți și repet acum, punerea în practică a proiectului durează, zicem, o lună, două, trei și urtirile 2-3 ani. Și atunci vedem rezultatele. Având în vedere că prețurile au luat o razna, cu inflația, cu alte lucruri, făcând proiectul cu 2-3 ani în urmă, prețurile au o anumită valoare, da? Sau proiectul are o anumită valoare. În 2-3 ani prețurile crescând, fiindcă inflația e galopantă, sigur că nu mai poți cu acei bani să mai faci, plus că vin tot felul de investitori cu niște sume derizorii la licitație și atunci ajungem unde? Blocaj, nu mai putem termina lucrarea. Cel mai rău, stăm la o grădiniță cu program prelungit, deoarece constructorul în 2019 o cam abandonat lucrarea. Sunt 4 ani. Lucra un pic, nu mai lucra, până în 2021 spre 2022 am reușit cumva să-l eliminăm de pe lucrare. Am refăcut devizul general, bineînțeles, cu alte costuri și am scos din nou lucrarea la licitație. Acum se lucrează și sperăm că până la sfârșitul anului să terminăm.